Sebastian Mailat efectuează în această perioadă alături de FC Botoșani stagiul centralizat de pregătire al iernii, cel care, prin golurile sale spectaculoase, a reușit sezonul anterior să mențină gruparea de pe Municipal în Superliga României. Este nerăbdător să revină pe teren în partide oficiale. Mi-e foarte dor, normal. Mi-e dor, în primul rând, să mă antrenez cu echipa, să simt din nou mingea, să marchez la antrenament, apoi la meciuri. Este o perioadă dificilă, dar curând voi reveni mult mai puternic. Mijlocașul lui FC Botoșani a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului Bogdan Andone. O relație bună, e un antrenor tânăr care are multe calități. S-a implicat și în recuperarea mea, o să fie bine. Sebastian Mailat a făcut un apel și către suporterii lui FC Botoșani. Să ne susțină în continuare și să mai aibă puțină răbdare, că voi reveni să-i bucur din nou. 16 goluri a marcat Sebastian Mailat pentru trupa din nordul Moldovei în sezonul anterior, fiind desemnat cel mai bun marcator român din Superliga.